Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Și dacă doriți să aveți cozonaci pufoși, moi și câteva zile după coacere, rămâneți alături de mine ca să vedeți rețeta și modul de preparare. Primul lucru pe care îl voi face, voi activa drojdia. Deci în 40 de grame de drojdie proaspătă am pus o linguriță de zahăr pe care am amestecat-o în continuu până a devenit lichidă. Am adăugat 50 ml de lapte, laptele neapărat să fie cald, am amestecat, am pus și 2 linguri de făină, am amestecat ca să nu avem cocoloașe și am pus drojdia la cald ca să se activeze. Pentru aluatul de cozonac vom folosi și 5 gălbenușuri, iar 5 albușuri le voi folosi pentru umplutură. Așadar, într-un bol curat și uscat, vom pune 250 g de smântână de temperatura camerei și 150 ml de lapte, laptele neapărat să fie cald, și le vom amesteca, iată așa, pe toate împreună. Vom adăuga aici și 150 g de zahăr. Amestecăm bine până ce zahărul se va dizolva. Adăugăm 5 gălbenușuri, după cum am spus. Amestecăm iarăși bine, omogenizăm compoziția. Adăugăm și 2 plicuri de zahăr vanilat, echivalent cu 20 de grame. Amestecăm, după care adăugăm făină. Făină vom folosi 650-700 de grame. Aici depinde de umeditatea ei. După cum vedeți, drojdia este deja activată. Iar acum o vom adăuga în vasul nostru cu celelalte ingrediente. Începem a frământa aluatul, mai adăugăm încă făină din cele 700 de grame rezervate, puțină sare, jumătate de linguriță. Frământăm, după care vom adăuga și 50 de grame de unt sau margarină. Untul trebuie să fie de temperatura camerei, moale. Frământăm bine până ce untul se va incorpora în aluat. Pentru ca cozonacul nostru să fie pufos și aluatul să fie frumos aerat, trebuie, dragi gospodine, de frământat puțin mai mult decât pâinea obișnuită. Ungem vasul uscat cu puțin ulei. Coca mea este deja netedă. Untul incorporat, o punem în vas. Ungem puțin coca cu ulei, acoperim cu folie alimentară, punem deasupra un prosop și punem aluatul nostru la odihnit într-un loc călduț. Peste 4 ore de odihnă, iată așa arată aluatul meu. Vedeți cât de frumos și aerat este. Este minunat, dragi gospodine! Vom pregăti acum umplutura. Am pus 5 albușuri, 5 linguri de zahăr, pe care le voi mixa bine până ce vom obține o bezea solidă. Am aici 200 grame de miez de nuci în care voi adăuga 3 linguri pline de cacao. Avem nevoie de cacao de calitate. Amestecăm bine, iar mai apoi acest amestec îl vom turna în bezeaua din albușuri. Amestecăm și umplutura noastră pentru un cozonac este gata.
Aluatul pentru cozonac trebuie să fie moale. Nu trebuie să fie bătut cu făină dacă doriți ca cozonacul să fie pufos. Vom împărți aluatul în 3 părți egale și din 2 părți vom împleti un cozonac, iar din cealaltă parte încă unul. Iar acum modelăm cozonacul cu o umplutură din miez de nuci, albuș de ou și cacao. Vreau să vă reamintesc doar un mic detaliu. Nu exagerăm cu umplutura, deoarece riscăm ca cozonacii să crape în timpul coacerii. Am pus umplutură, iar acum îl vom împleti. Cozonacul gata modelat îl vom pune într-o tavă cu mărime de 24x14 cm. Tava neapărat să fie tapetată cu hârtie și unsă cu unt și îl vom pune să se odihnească timp de 40 de minute. Iar acum vom pregăti umplutura pentru al doilea cozonac și vom folosi vișine în sucul lor. Și pentru ca vișinele să nu curgă din cozonac, vom pune în ele și o lingură două de amidon de cartofi sau chiar de porumb putem folosi. Modelăm și al doilea cozonac și iată eu îi dau așa formă. Am terminat de modelat al doilea cozonac. Am să-l pun iată într-așa o tavă. Am uns bine cu unt tava. Am tapetat-o cu făină. Iar în locul unde am unit cele două capete ale cozonacului, am să pun iată așa o floricică făcută. Improvizăm după cum ne place, după cum știm. Și lăsăm cozonacul să se odihnească în tavă înainte de a-l pune în cuptor timp de 30-40 de minute. Iar dacă vedem că cozonacul arde deasupra, dragi gospodine, punem neapărat o bucată de hârtie de copt. Iată așa arată cozonacul meu. L-am lăsat și l-am filiat a doua zi. Am vrut să mă convin că rețeta este bună și vreau să vă zic, dragile mele, că eu sunt foarte mulțumită de rezultat. Cozonacul a doua zi este la fel de proaspăt, la fel de moale, este puhav,
vedeți cât de frumoasă desprinde felie cu felie. Un rezultat la care, desigur că eu m-am așteptat. Cu drag vă invit și pe dumneavoastră să-l preparați neapărat și, dacă v-a plăcut rețeta, distribuiți-o, apreciați, lăsați și un comentariu, m-aș bucura mult și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a vedea și alte rețete. Pe curând!